Astăzi vom face cunoștință cu familia de la oraș. Aceștia locuiesc într-un penthouse în centrul orașului. Tot în episodul de astăzi vom face cunoștință și cu familia de la țară. Haideți să vedem cum decurge o zi din viața fiecărei familii. Eu mă duc cu tractorul în câmp. Voi întoarce până de seară. Ce-o păți tractorul ăsta? Vai de mine, ce mă fac? Scoate atâta fum? Nu, ce-o fi pățit tractorul ăsta acum? Nu mai merge deloc. Merge numai un pic aici, așa, în față și în spate. Al necaz o da peste noi. Acum va trebui să cumpăr tractor. No, de ce s-o fi stricat fix acum? L-a avut și tata, l-a avut și bunicul și nu s-o stricat. Fix la mine s-o stricat. Va trebui să merg la vecinul, parcă avea el un tractor de vânzare. Vecine, ești acasă? Hai, deschide, că te-am auzit, știu că ești pe aici. Vecine, sunt aici în spatele tău, nu sunt casă. Nu m-ai văzut, ai trecut pe lângă mine doar. Aici erai, nu te-am văzut. M-a luat necazul, vecine. De la necaz vezi negru în fața ochilor. Mi s-a stricat tractorul. Acum am cea mai mare nevoie de el. N-ai zis tu, vecine, că ai un tractor de vânzare? Am un tractor foarte bun. Uite aici, în spatele tău, roșu, calitate bună. E nou? Tu ai un tractor vechi, de normal că s-a stricat. Vai, ce fain ăi! Păi clar e scump. Cât vrei pe el, vecine, că eu n-am așa mulți bani. Păi dacă n-ai așa mulți bani, uite cum facem. Îmi dai câți bani ai și îmi dai și mie niște răsaduri, că uite-te și tu, vecine, nu mi se mai face porumbul, nu știu ce-o păți pământul. Eu-i dau apă, am grijă de el, a murit toată plantația. Și îmi dai și un sac de cartofi, că am văzut că s-a făcut anul ăsta și la tine cartofii. O mână de roșii, mă las să-ți mai folosesc calul și suntem chit. Mersi mult, vecine, chiar aveam nevoie de tractor, o să-l iau acum, mersi mult, o să-ți aduc banii în seara asta. Tata pleacă la corporație. Pa, scumpo. Ne vedem de seară. Pa, tată. Sper să nu fie trafic în oraș. Mă așteaptă atâția angajați. Azi mă grăbesc. Vai, ce se întâmplă? Nu-i mai merge frâna? Păi nu pot să plec cu ea. Eu acum ce mă fac? Cum ajung eu la serviciu? Mașina asta nu mai pleacă de pe loc. Nu vine să cred că mi s-a stricat mașina fix acum când trebuie să ajung la muncă. Angajații depind de mine și mașina nu vrea să plece. Asta este, nu voi ajunge la muncă. Va trebui să-mi sun angajații și să le spun că n-am cum să ajung și să se descurce fără mine. Tată, ce s-a întâmplat? Nu trebuia să fii la muncă? Te-ai întors deja? Dragă, mi s-a stricat mașina. N-am cum să mă duc la muncă fără mașină. Eu ce mă fac? Trebuie să-mi cumpăr o mașină nouă! Ok, dar tată, lucrezi la 10 minute distanță de casă. Ajungeai pe jos deja! Dacă plecai pe jos, erai acolo deja de o oră! Să merg pe jos! Eu, marele director de corporație! Cum să mă duc pe jos? Trebuie să mă duc într-o mașină scumpă! O să râdă angajații de mine! Tată, nu crezi că exagerezi puțin? Nu vezi că e plin de mașini afară? Oricum stăteai o oră în trafic. De ce să stai în trafic când poți să-ți folosești picioarele? E frumos afară, faci și tu puțină mișcare. De ce nu mergi cu bicicleta? Doar nu mi-am pierdut mințile, e incredibil așa ceva. Adulții, cine-i mai înțelege? Draga mamei, trebuie să pregătim cina. Te-ai relaxat destul, toată familia trebuie să pună mâna ca să pregătim mâncarea, să terminăm mai repede. E muncă de echipă, așa că haide să-i ajut pe părinții tăi să pregătească mâncarea. Of, bine, mamă, dar nu pot să stau să mă mai uit puțin la TV, te rog. Am discutat deja, te vei mai uita puțin după ce mănânci. Bine, și ce mâncăm? Tatăl tău s-a dus să culeagă roșiile. O să fac o salată cu roșii și castraveți proaspăt aduse din grădină. Tu trebuie să te duci să culegi porumbul. Voi face făina și din făină voi face mămăligă. Totul proaspăt natural de la noi din plantație, dragă. Bine, mamă, o să dureze câteva ore probabil până o să mâncăm. Dar o să mă duc să-l ajut pe tata aici cu culesul.
legumelor. Ok, oare cât porumb a zis mama să culeg? Trebuie să facă măcar un porumb fiert. Arată atât de bine. Mâncarea este gata. Haideți să ne așezăm cu toții la masă. Bună, mamă! Ai venit de la muncă deja? Nici nu te-am auzit, cât de repede a trecut timpul. Mi-am făcut câteva teme, m-am jucat puțin cu prietena mea și deja ești acasă. Bună, scumpă, mama a venit. Sunt atât de obosită și sunt lihnită de foame. Am avut foarte mulți pacienți la spital, am avut operații de făcut. Da, mamă, știu că e obositor, dar la finalul zilei salvezi viețile oamenilor. Asta face un doctor, nu-i așa? Da, scumpă, știu ce zici. Mor de foame și sunt prea obosită să mai gătesc orice. Stai liniștită, mamă, nu trebuie să mai gătești nimic. Avem atâtea aplicații în oraș, avem atâtea aplicații care ne livrează mâncarea acasă. Spune, ce ai chef să mănânci, mamă? Aș mânca niște paste, scumpă, n-am mai mâncat de când am fost în Italia. O să comand eu, mamă. Eu o să-mi comand mie o pizza. În maxim o jumătate de oră mâncarea va veni și o să mâncăm. Și așa nu mai murdărești nici vase, nu mai trebuie să le speli. Pur și simplu aruncăm ambalajele și totul e gata. Ai venit cu comanda, așa-i? Bine, mulțumesc! Mamă, a venit mâncarea! Și asta este pizza mea și acelea sunt pastele tale, mamă. Poftă bună! Mătușa mea mi-a lăsat mie toți banii ei. A strâns o avere, îți dai seama, toți banii a strâns sub saltea. Toată viața n-a cheltuit nimic. A fost o femeie simplă. Sunt cam mulți bani, dragule, ce să facem cu ei? Sunt foarte mulți bani, scumpo, nu e sigur să-i ținem în casă. Dacă află careva din sat că noi avem atâția bani și vine noaptea să ne fure, trebuie să-i ascundem undeva, să facem ceva cu ei. Ce zici, să-i ducem în oraș la bancă? Banca ți ține! No, nu poți să ai încredere în bani. No, 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 am eu o idee mai bună, dragă. Haideți după mine. Tată, ce faci acolo? Ce te-a apucat? Te apuci să sapi așa în curte? Parcă trebuia să ascundem banii undeva. Exact asta fac, scumpo. O să ascundem banii. O să vezi. Nu-mi vine să cred. Tatăl meu a săpat o groapă în pământ doar ca să ascundă banii ăia. Nu pot să cred, tata a săpat o dita mai groapă în pământ să ascundă banii primiți moștenire. Are dreptate, cine ar sta să caute fiecare centimetru în pământul nostru ca să găsească atâția bani? Mamă, de unde ai atâția bani? Ai primit o mărire de salariu? Chiar atât de mare? Nu, scumpă, o mai ții minte pe mătușa mea? Da, ce-i cu ea? Mi-a lăsat mie toată averea ei după ce a murit. Am aflat abia anul acesta, m-a sunat avocatul. Suntem și mai bogați decât eram înainte. Însă nu știu ce să facem cu banii ăștia. Unde să-i ascundem? Nu i-aș ține în casă sub saltea. Nu e sigur. Nu mai bine îți faci un cont bancar și îi ducem la bancă? Ai dreptate! Cred că la bancă sunt cei mai în siguranță. Hai să mergem, scumpo. Vino și ajută-mă. Bună ziua! Aș dori să deschid un cont bancar și să depozitez o sumă foarte importantă de bani. Episodul se încheie aici. Ați fost alături de fiecare familie în diverse situații ale vieții. Scrieți în comentarii care a fost familia voastră preferată și în ce familie v-ar fi plăcut să vă nașteți. În familia de la fermă sau în familia de la penthouse.